Amin și să vii să fie Domnul. Și pentru dimineața aceasta de mare har, pentru toți cei care suntem nu la voi întâmplări în această dimineață în locul acesta, și pentru cei care se văd și pentru cei care nu se văd, norul de martori cu care suntem înconjurați, înaintașii noștri care au plecat la Domnul și sunt în slavă, îngerii păzitori, duhurile slujitoare, pentru lucrarea minunată care s-a săvârșit prin durarea Domnului în locul acesta până aici, și pentru lucrarea care tot prin durarea Domnului ne stă înainte, pentru Duhul Sfânt care se mișcă pe deasupra apelor și este gata să intre și să lucreze în chip minunat în orice inimă care se deschide prin credință înaintea Domnului și înaintea cuvântului Domnului, și mai presus de tot și mai presus de toate, pentru Dumnezeul și Mântuitorul nostru, pentru Domnul Iisus, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Nimeni înainte de El și nimeni după El. Binele suprem, nimeni nu l-a biruit și nimeni nu-l va putea birui nici de aici mai departe. Calea, adevărul și viața, păstorul cel bun, pâinea vieții, apa vie, fratele mai mare și prietenul devotat, regele regilor și împăratul împăraților, Domnul domnilor, mirele ceresc, mai spun și odată și din toată inima cu întreaga adunare, slăvit să fie Domnul. Ne ridicăm și citim cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta. Un cuvânt care îmi doresc să ajungă la fiecare inimă. Exodul, capitolul al 6-lea, versetul cu numărul 9, spunea fratele Corneluș, dacă am fost cu luarea minte mai devreme, Dumnezeu nu s-a schimbat. El este același ca în urmă cu 30, cu 25, cu 20 de ani. Și El este Cel care și astăzi spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată sau din toată inima. Și cuvântul Domnului zice așa, astfel a vorbit Moise lui Israel, dar deznădejdea și robia aspră în care trăiau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Amin. Să luăm loc și să fim cu lor minte la cuvântul Domnului. Citim în cartea Faptele Apostolilor, numită pe bună dreptate și cartea Faptelor Duhului Sfânt, lucrările mari, lucrările însemnate pe care Duhul Sfânt le-a săvârșit vremurile de început prin frații noștri și surorile noastre la Ierusalim, în toată Iudeia și în Samaria, unde nu vrei să mergi, și neapărat până la marginile pământului ne mirăm, lăudăm și binecuvântăm din toată inima numele Domnului pentru lucrările acele minunate, scumpe și mult binecuvântate. Dar tot în cartea aceasta, minunată carte a Faptelor Apostolilor, citim și despre suferințele mari, despre încercările, despre loviturile, ispitele și luptele nemaipomenite pe care le-au avut de dus și de dat. Mai spun odată, la Ierusalim, în Samaria, în toată Iudeia și până la marginile pământului, și nu doar dânsii, ci și înaintașii noștri, deopotrivă părinții noștri și părinții părinților noștri, și parcă ne vine să spunem ce greu le-a fost lor. Dar Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, zice, nu, vouă vă va fi greu, căci în zilele de pe urmă, vremurile vor fi grele. Și într-adevăr, noi trăim vremurile acestea de pe urmă și m-am gândit de multe ori în inima mea, Dumnezeu nu greșește niciodată
Și planul pe care îl are El cu privire la noi și la viețile noastre este întotdeauna cel mai bun. Dacă El a hotărât să ne naștem într-un loc anume, să ne naștem într-un timp anume, să ne naștem într-o familie anume și așa mai departe, să primim ca un mare dar, ca o mare binecuvântare ce a hotărât Dumnezeu în înțelepciunea Lui din veșnicie pentru noi toți deopotrivă, de la mic la mare și de la mare la mic. Vreo 20 de ani în urmă, m-am plâns înaintea Domnului și am zis: Doamne, sunt vremuri din care afară de încurcate, vremuri din care afară de grele și rele. Dacă m-aș fi născut și eu vreo 100 sau 200 de ani în urmă, mi-ar fi fost mai bine și mai ușor și cu viața și cu pocăința. Oamenii mai așezați, mai cum se cade, mai la locul lor, mai de încredere, astăzi încurcături de toate felurile, și în biserică și în afara bisericii. Parcă nu mai văd drumul, parcă lucrurile sunt tot mai încurcate și tot mai încurcate. Și Domnul zice: să nu te mai plângi, să nu mai murmuri, să nu mai cârtești. Eu am dus greul copiilor mei de-a lungul miilor de ani, tu duci partea ușoară, eu duc partea cea grea a crucii, care ți-a fost sărăzită din veșnicie, și mai mult decât atât să se socotești din calea afară de privilegiat, că ți este dat să trăiești tocmai în vremurile acestea cele mai grele și cele mai încurcate. Și acum, frați iubiți și surori iubite, tineri și copii, cel mai important lucru în relația noastră cu Dumnezeu este încredere. Nu doar să credem în El și în cuvântul Lui, ci să ne încredem în El și în cuvântul Lui și în promisiunile Lui sute la număr, pe care le găsești și în Biblie de la un capăt la celălalt. Noi să ne încredem în Domnul și El să se încredă în noi. Că zice cuvântul Domnului despre Domnul Iisus: mulți au crezut în numele Lui pentru că vedeau semnele și minunile pe care le făcea, dar El nu se încredea în ei pentru că le cunoștea inimile. Religia sentimentală, religia emoțională este din care afară de înșelătoare. Sentimentele se schimbă, oamenii se schimbă și împrejurările se schimbă. Religia principiilor mântuiești. El nu poate încredința tainele împărăției Lui oricui. De aceea, după capitolul al doilea, în Evanghelia după Ioan, vine neapărat capitolul al treilea, care vorbește despre nașterea din nou. Dacă un om nu se naște din nou, mai întâi nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu și după aceea nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și iarăși cuvântul Domnului spune: cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, oricât de mult ne-ar plăcea nouă de Dumnezeu, una e una și alta e alta. Și fratele Marian, Domnul să-l binecuvinteze, ne-a fost un mare dar de mângâiere și de binecuvântare Domnul prin Dumnealui în această dimineață, în locul acesta. A amintit cuvântul de excepțională importanță: toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și noi nu putem fi călăuziți decât fie de Duhul lui Dumnezeu, fie de Duhul lumii sau firea pământească, este ori-ori. Și cel mai important lucru între noi ca oameni este încrederea. Mare lucru să fii om de încredere, să fii om de caracter. Mai spun odată, nu la voia întâmplării. Ne-am născut în ceasul și în ziua în care ne-am născut, în locul în care ne-am născut și în familiile în care ne-am născut. Dumnezeu nu greșește niciodată.
Să ne încredem în totul totului, tot în El și în lucruri mici și în lucruri mari, în orice ce loc și în orice ce împrejurare de viață. Astfel a vorbit Moise lui Israel, dar deznădejdea și robia aspră în care trăiau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Am mai spus și în alte biserici, vreo 20 de ani în urmă, vorbind cu un frate care ne este foarte drag, am fost cu el și la Fântânele. Fratele Toni Aineta, care 25 de ani l-a însoțit pe pastorul Von Brand în foarte multe locuri pe pământul acesta, îi spun: Toni, America este un Egipt modern. Sclavi și stăpâni de sclavi. Și el, având o mare revelație, zice: Jean, ai perfectă dreptate, o să mă duc și o să stai în gura mare în biserică. Fraților, surorilor, America este un Egipt modern. Dar nu numai America este un Egipt modern. Și Europa este un Egipt modern, și România este un Egipt modern, și lumea întreagă. Egipt și Babilon, Babilon și Egipt. Niciodată de când este omul pe pământ, Dumnezeu și Evanghelia n-au avut o concurență atât de puternică și atât de mare ca astăzi. În vremurile acestea speciale, în vremurile acestea foarte serioase de pe urmă, în care, iarăși zic, nu la voia întâmplării, tocmai nouă ne este dat să trăim. De ce sunt vremurile acestea de pe urmă din calea afară de grele? Pentru că niciodată de când este omul pe pământ nu au existat atâtea ziare, reviste sau cărți care mai de care mai amăgitoare, mai otrăvitoare și mai înșelătoare. Și așa numitele cărți sau reviste religioase, care mai de care mai înșelătoare, cu mesaje false care duc pe oameni tot mai mult în rătăcire. După aceea radioul cu gălăgia lui nemaipomenită, nebunesca televiziune cu toți nebunii, sute și mii de canale cu toate grozăviile, mai este și internetul mlaș în aceasta fără de fund și fără de capăt, mai avem și Facebook și Twitter și Instagram, mai avem și dracovenile astea prin buzunar, că nu ne ajunge unul, trebuie să avem neapărat câte două, câte trei și cu câte nu știu câte cartele. Telefonia aceasta mobilă, zi și noapte, este o presiune absolut infernală. 24 de ore din 24 suntem supuși la niște presiuni groasnice. Eu știu luptele mele și le știți și voi pe ale voastre. Este o robie pe care de cele mai multe ori nici nu o sesizăm ca atare. Este o dependență. Sunt lucruri care ajung pur și simplu să ne controleze și ajungem să ne identificăm cu ele. Deznădejdea și robia aspră în care trăiau, cu care se identificau, erau neapărat controlați și copleșiți de ceea ce li se întâmpla de sute de ani. Nu-i judecăm, nu-i vorbim de rău și nu-i arătăm cu degetul, ferească Dumnezeu. Tragem concluziile care trebuie neapărat trase pentru noi înșine, mii de ani după cele relatate de Scriptura care a fost citit. O presiune nemaipomenită și o dependență nemaipomenită. V-am spus de atâtea ori și vă spun și acum, mie nu mi se greu și nu este tuturor de folos. Îmi spune cineva într-o biserică, eu urmăresc cu foarte mare interes emisiunile de șir la televiziune pentru că vreau să fiu bine informat. Și îi spun, emisiunile de șir la televiziune nu te informează, te dezinformează și sunt emisiuni de teroare psihică.
Nu există om care să urmărească emisiune de șir la televiziune și să rămână cu mintea întreagă. Și să rămână liniștit și să rămână plin de pace și să aibă bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și în familiile noastre sunt familii în care câte 10-12 ore pe zi, la unii 24 din 24, nebunească televiziune, învârte mereu și mereu. Grozăvii peste grozăvii. Alții sunt dependenți de filme, de meciuri. Alții sunt dependenți de nu știu ce dezbateri politice cu toți nebunii, alții sunt dependenți de nu știu ce distracții și câte și mai cât. Sunt niște robii nemaipomenite și de cele mai multe ori nici nu realizăm că suntem sub această dependență. Alții sunt dependenți sau robiți și de bârfă și de vorbire de rău și de lăcomie și de invidie și de minciună și de viclenie. Nu mai vorbesc de droguri, de alcool, că și cu asta biserica se confruntă astăzi mai mult ca niciodată înainte, nu numai peste ocean sau în Europa, și aici în România. Probleme foarte serioase de natură psihică, avorturi, probleme câte în lună și în stele, sunt niște presiuni groasnice, niște presiuni nemaipomenite. Și aceste presiuni mari, zgomotul ăsta teribil, conspirația aceasta din care suntem parte, ne împiedică să ascultăm glasul Domnului. Ei de auzit auzeau, dar nu ascultau, una e una și alta e alta. Dumnezeu aude toate rugăciunile pe care le facem, spre exemplu, dar de ascultat, El ascultă doar rugăciunile celor ce se tem de El. Rugăciunile care îl onorează pe El, care îl cinsesc pe El, care vin din inima Lui în inima noastră, rugăciunile care sunt după voia Lui în toate privințele, în toate aspectele. Unii sunt controlați sau sunt robiți de bani. Nu este greșit să aibă omul bani. M-aș bucura din toată inima ca ai noștri să aibă toți banii pământului și să pună banii în slujba Evangheliei pentru săraci, pentru văduve, pentru nevoiași. Nu este greșit. De este greșit când ne controlează banii pe noi, când ne robesc banii pe noi. Sunt oameni care ar lucra de dimineață până noaptea, bani, bani, bani și iarăși bani, să facă și pentru ei o situație și după aceea să le facă și copiilor o situație. Și am citit și citim în Luca, în capitolul al 12-lea, unde Domnul Iisus zice, vedeți și păziți-vă de orice fel, de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avoției lui. Și am întrebat, Doamne, sunt mai multe lăcomii de bani? Și Domnul zice, sunt mai multe lăcomii de bani. Unul care are bani zi și noapte se gândește la bani, iar altul care nu are bani zi și noapte se gândește la bani. Și este o robie aspră și pentru unul și pentru celălalt. Sunt sclavi și stăpâni de sclavi, robi și stăpâni de robi, și falia aceasta se adâncește tot mai mult pe măsură ce înaintăm în această nebunie care se numește globalizare sau mondializare. Pentru că cei care pretind a conduce lumea și care au mii de miliarde de dolari, nu mai sunt doar maniaci sau obsedați sau controlați de gândul ăsta de a stăpâni lumea, ci sunt de-a dreptul psihopați. Și ei vor să distrugă cu desăvârșire așa numita clasă de mijloc prin care Dumnezeu și-a făcut numele de slavă în toate țările care i-au cinstit numele, și să rămână numai ei stăpânii și restul să fie dependență de ei, adică robi și robe, adică sclavi. Dar sunt unii care au propriile afaceri
Și sunt ei și stăpâni de sclavi și sclavi. Că sunt robiți. Sunt într-o astfelă robie, alergând într-una și într-una. Dacă s-ar putea 25 de ore din 24, ca să tot adune și să tot adune și să tot adune, și la tot acest, să tot adune, să tot adune, să tot adune, Dumnezeu în înțelepciunea Lui, alt cuvânt mai potrivit decât nebunul nu găsește. Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și ale cui vor fi toate aceste lucruri pe care ți le-ai pregătit. Și o ce spune sfârșitul, tot așa este cu oricine nu se îmbogățește față de Dumnezeu și se îmbogățește față de sine tot în nebunie. Fratele iubit Marian, mai mulți ani în urmă, iată-ne împreună prin durarea Domnului, că Domnul niciodată nu greșește, ci potrivește lucrurile echipul cel mai minunat cu putință într-o biserică la Saarbrücken, în Germania. Și acolo se face un studiu biblic și în studiul ăsta biblic am spus în mai multe rânduri unul din principiile fundamentale pe care le-a lăsat stăpânul în cuvântul Domnului pentru toți copiii Lui de-a lungul miilor de ani și pentru noi în secolul acesta minunat și încurcat cu numărul 21. Cuvântul Domnului care zice, dacă tu zidești casa Domnului, și Domnul va zidi casa ta. Vă vorbește și Domnul în această dimineață. Zâmbește fratele Marian și se bucură că Duhul i-a vorbit în ziua aceea. Avea alte planuri și alte planuri și alte planuri. Și a zis, gata cu planurile mele. De acum vreau să mă arunc cu totul în brațul Domnului și vreau să mă încred cu totul în Domnul și în cuvântul Domnului. Și de aici mai departe vreau cuvântul acesta să-mi fie o pecete pe inim. Eu să zidesc casa Domnului. Și chiar dacă trec eu acum în familia mea, în casa mea, prin valuri, prin furtuni, prin încercări, El, stăpânul, va zidi în chip minunat și cortul meu, lăuda să fie Domnul. Avem în Domnul Iisus un Dumnezeu minunat și un Dumnezeu puternic. Avem în Domnul Iisus un Dumnezeu și un Mântuitor minunat și un Mântuitor puternic. Ne spune și nouă, în fiecare zi, nu doar în ziua aceasta, veniți la mine. Cu tot Egiptul, cu tot Babilonul, cu toată deznădejdea și cu robia, oricât ar fi de aspră, toți cei trudiți și împovărați și eu, vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Ce promite El, este da și amin. Ce promite El, împlinește în chipul cel mai minunat cu putință. Numai El poate corecta în chip de săvârșit trecutul unui om și numai El poate birui orice handicap ar avea vreun om pe pământul acesta. Că este un handicap de natură fizică, biologică, că este un handicap de natură spirituală, de natură psihică, zice și fără minte să fie unul, dacă se încrede în mine, poate să se ia liniștit că nu o să rătăcească. M-am gândit de multe ori zilele acestea, fratele nostru Avraam, înaintat în vârstă și se arată Dumnezeu și zice, voi face din tine un neam mare și îți voi face un nume mare, un om care nu mai putea să zămislească omenește vorbind. Și au trecut mii de ani de atunci și sunt în generația noastră milioane și milioane care îi calcă pe urme. Și astăzi lui Avraam, numit pe bună dreptate tatăl tuturor credincioșilor și prietenul lui Dumnezeu, este că Dumnezeu poate să biruie orice ce handicap. Fratele nostru Petru,
într-o împrejurare, s-a arătat din cale afară, de laș, de fricos, de slab. S-a lepădat de prietenul lui, de învățătorul lui, de cel pe care el îl numise, tu ești Fiul lui Dumnezeu. S-a lepădat cu blestem și juruință înainte unui slujnic ce putea așa să-i dea un brânci, de-te la o parte, nu? Și în ziua cincizecimii a venit Duhul Sfânt peste el și înăuntru lui și peste toți ceilalți. Și măcar că nu era predicator de profesie, a rostit o predică prin care s-a schimbat pentru totdeauna istoria lumii și prin care s-a schimbat pentru totdeauna destinul la milioane și milioane de oameni. Prin milioanele de cincizecimi care s-au multiplicat și s-au răsândit pretutindeni în lume și printr-o minune și aici, în România, neapărat și la Fântânele, lăudat să fie Domn. Și a devenit un om plin de putere, plin de înțelepciune, plin de curaj și plin de îndrăzneală. A provocat mulțimile la Ierusalim în ziua cincizecimii, puteau să-l soți în bucăți. Avem în Domnul Iisus un Dumnezeu puternic și un Dumnezeu minunat care biruie orice handicap. Să ne încredem în El, în totul, totului tot, și pentru noi și pentru copiii noștri. Unul din cei mai renumiți vestitori Evangheliei și scriitori de epistole minunate, un hulitor, un batjocoritor și un criminal. Nu este că o spun eu, ferească Dumnezeu, o spune cuvântul Domnului. Saul sufla amenințarea și ucidere. Și el zice, mă purtam ca un nebun. Prigoneam peste măsură de mult biserica lui Hristos și eram hulitor și batjocoritor. Și a ieșit unul din cei mai înflăcărați vestitorii Evangheliei și lăudăm numele Domnului pentru epistolele minunate din care și în generația noastră milioane se hrănesc și sunt recunoscător celui preanal pentru bărbatul acesta pe care biserica îl cinstește cu numele de Sfântul Pavel. Și avem atâtea și atâtea și atâtea alte exemple minunate. Maria Magdalena și Iacov, fratele Domnului, care la început nu doar că n-a crezut în el, dar a avut și o atitudine grosavă de respingere. Și noi de-am fi fost în locul dânșilor, la fel am fi gândit. Cum de pretinde el că este cel despre care vorbește cartea minunată, cartea prorocului Isaia? Nu avea nicio strălucire, nu avea nicio frumusețe, nimic să-ți atragă atenția, nu făcuse nu știu ce școli înalte și era un om simplu, era un dulgher. Nu judecăm și nu vorbim de rău pe cineva, ferească Dumnezeu, doar relatăm faptele. Despre robul Domnului și fratele nostru Moise, Biblia zice, nu se va mai ridica în Israel un bărbat, un proroc ca robul meu Moise, căruia să-i vorbesc eu gură către gură, față către față, și prin care să fac semne nemaipomenite înaintea lui Faraon, care este diavolul, înaintea poporului lui Faraon, înaintea egiptenilor, dar zice și înaintea poporului meu. Biblia îl numește pe Moise credincios în toată casa lui Dumnezeu. A ascultat în totul de Dumnezeu și a făcut în totul totului tot cum i-a poruncit Dumnezeu să facă. Și asta, și asta, și asta. Și Moise zice, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru, din mijlocul tău, Israel, zice, un proroc ca și mine. Și Biblia spune despre Domnul Iisus, credincios peste toată casa lui Dumnezeu. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Când l-a chemat Dumnezeu pe Moise în slujbă, avea 80 ani. Îi spuneam fratelui Marian, zice fratele Marian, parcă ești la fel ca acum 10, 20 sau 30 ani în urmă.
Și zic, așa zice Sfântul Cuvânt. Ei bătrâni, zice, vor întineri ca vulturi. Nu îi zic că m-aș numi bătrân, ferească Dumnezeu, că nu știu să fie vreunul tânăr mai tânăr decât mine. Și spuneam așa, pe toți îi încurajez. Niciunul din voi să nu lipsească din linia întâi a frontului. Că Dumnezeu ne binecuvântează numai în măsura în care îl căutăm cu toată inima. Îl cinsim cu toată inima, îi slujim cu toată inima. Dar zic, nu cumva eu să lipsesc sau vreunul dintre voi să îndrăznească să-mi ia înainte. Și acum la 80 de ani, ce să mai faci un om la 80 de ani? Dar sunt oameni care ei fiind oarecum în vârstă, descurajează, deznădăjuiesc și asta e cel mai teribil păcat. Fac o paranteză. Un pastor pe care îl prețuiesc foarte mult, într-o biserică aici în România, la 56 de ani, el spune bisericii, acum timpul meu a trecut. Este timpul vostru, le spunea celor mai tineri. De eu m-am ridicat în urma lui și am zis, rar mi-a fost să dat să aud o urăciune și o minciună mai mare decât asta. Nu cumva să îndrăznească pastorul să mai spună vreodată și nu cumva să îndrăznească vreunul dintre voi să creadă asemenea iureal. Păi zic, Dumnezeu, la 56 de ani, de-abia acum ești nițel copt, de-abia acum poți să-i slujești și Domnului cum se cuvine. Și de aici mai departe, măcar 20, dacă nu 30 sau 40 de ani, să-i slujești Domnului cu toată inima. Fratele Vurmland îmi spunea mie, și când l-am adus aici la adunare, nu era adunarea încă gata-gata, dar era gata cu inima. Cum zicea și fratele Corneliu și mai devreme prin handul omului, și îmi spunea mie la 84 de ani, mai am multe lucruri de înfăptuit cu Domnul și Mântuitorul meu. Până la 87 de ani a călătorit în toată lumea. După aceea nu mai l-au mai lăsat să călătorească cu avionul, ăștia cu asigurările de teamă, temir că moare pe nu știu unde și ne arde la buzunar. Auzi, satană? Și l-a ținut-o Dumnezeu până la 92 de ani. După ce a stat atâția ani în închisoare și a suferit, cumplit suferințele noastre, câte sunt, cum sunt, sunt floare la urechi. Și Moise la 80 de ani, un om cu vorbire greoaie, păi dacă era toată ziua, bună ziua, prin pustie cu oile, pierzi prinderea de a vorbi. Mai vorbești cu oaie, mai vorbești cu oiță, cu un mielușel, dar pierzi prinderea de a vorbi. Și Dumnezeu zice, am un plan mare de lucrare cu tine. O, oferească Dumnezeu, Doamne, dacă nu te-ai informat nimeni, spun eu, sunt cel mai nepotrivit pentru astfel de lucrare și aduc un argument foarte serios, un argument imbatabil. Eu zice, sunt gângav, adică bâlbâit. Și Dumnezeu în măreția lui, în maestatea lui și în umorul lui, în bunătatea lui, păi tocmai de un astfel de om am nevoie. Că eu îmi fac lumele de slavă până aia slab, ca să-i fac de rușine pe aia tare. Și iau pășea fără minte ca să-i fac de rușine pe aia înțelept. Nu că ar fi oameni înțelepți, că înțelepciunea omului înainte lui Dumnezeu e nebunie. Vedeți ce se întâmplă în lumea întreagă și cu nebunii care conduc România. Hai milă, Doamne! Și a făcut din el un cei mai mari predicatori pe care i-a cunoscut omenirea vreodată, și unul din cei mai mari scriitori pe care i-a avut omenirea vreodată. Primele 5 cărți din Biblie sunt scrise de Duhul Domnului prin Moise. Poți să le citești o mie de ori, încă nu le-ai citit. Atâta frumusețe, atâta dulceață, atâta înțelepciune, atâta bogăție, este cuvântul lui Dumnezeu, este amprenta divină, amprenta genialității dumnezeiești. Avem în Domnul Iisus un Dumnezeu și un Mântuitor puternic care poate birui orice ce handicap, care își poate face numele de slavă în orice om, care îi se pune cu totul și cu totul și cu totul la dispoziție.
Un Dumnezeu care poate corecta în chipul cel mai desăvârșit cu putință trecutul unui om, oricât ar fi trecutul acela de nenorocit, de prăpădit. Vorbeam cu fratele Cosel aseară, am avut un timp o părtășie cu dumnealui, fratele minunat Puiu, care are o foarte mare finețe, o foarte mare gentilețe. Când era mereu și mereu în părtășie cu fratele Cosel și cu așa zisa pandemie, dar și înainte cu diferite suferințe, boli, îi zice, zice, acum nu mai e doar un frate, ai doi. Și vorbeam cu dumnealui aseară și îi spuneam, ce era localitatea asta, Fântânele, până să intre? Cuvântul Domnului și Duhul Domnului la lucru? Și ce este astăzi Fântânelele? După ce lumina lumii și Duhul cel veșnic s-au pogorât peste locul acel? Și după ce oameni neînsemnați înaintea semenilor lor și-au dat toată inima Domnului, au suferit și prigoniri și batjocuri și lipsuri și prin care Dumnezeu și-a făcut numele de slavă și-a lucrat în chipul cel mai minunat cu putință. Și astăzi Fântânelele, un loc unde Domnul coboară cu atâta bucurie și unde încă își mai face, își trage numele de slavă. Să ai atâtea adunări minunate la Berlin, în inima locului în care odinioară se puneau la cale planuri din trasea de exterminare, gata cu evrei, gata cu țigani și așa mai departe. Și duce Dumnezeu și pune exact în inima satanei biserici care laudă numele Domnului. Și în Franța și aici la București, atâtea și atâtea. Un Dumnezeu care poate birui în chipul cel mai minunat orice handicap și care corectează în chip desăvârșit trecutul unui om. Există pictori celebri care s-au născut fără mâini. Au luat pensul între dinți și s-au apucat să picteze. De există persoane celebri care s-au născut ca Helen Keller și surdă și mută și oarbă. Și a devenit și scriitoare celebră. Prin ea s-a inventat sistemul acela de a citi Braille și așa mai departe. A făcut școli înalte și a primit distinții, peste distinții, cele mai înalte distinții și câte și mai câte. Și despre acest titan, despre acest gigant cu numele Beethoven, a sursit cu tot. Și când a sursit el cu totul, i-a dat Dumnezeu încă mai multă finețe la auz. Și a ieșit Sinfonia Nouă, care sunt capodoperi. Sunt oameni care în adunările noastre n-au știut să scrie și să citească. S-au întors la Domnul și au învățat să citească citind în Biblie, dar sunt alții, i-am cunoscut în biserică, nici acum nu știu să scrie și să citească și să-i vezi cum predic. Au venit în adunare și au sorbit fiecare cuvânt care se citea din cuvântul Domnului. Au pus cuvântul și la căpățână și la inimă. Și când li se spune, vină să dai îndemn, el nu știe să citească. Dar citește mai bine decât dacă ar citi. A pus în inimă sute și sute de versete. Oameni pe care Dumnezeu i-a luat din șanț. I-a luat din închisoare, i-a luat din spital, cu droguri, cu băuturi, cu tâlhării, cu fel și fel. Sute de ani. Evreii au fost într-o robie teribilă în Egipt, dar asta este o școală foarte înaltă. Cine suferă mult, el are o gândire superioară, o gândire profundă, o gândire sensibilă. De despre Domnul Iisus se zice om al durerii și obișnuit cu suferință. Și mai zice, ia aminte, frate Ionatan, și lor să luăm aminte toți că Dumnezeu l-a făcut desăvârșit pe Domnul Iisus prin suferință.
Și mi-a zice că el a învățat să asculte prin suferință, lăuda să fie Domn. Nu există om să n-aibă suferință, să n-aibă încercări, să n-aibă lovituri de un fel sau de un alt. Și cuvântul Domnului zice, suferințele noastre de acum nu sunt vrednice să fie puse la oaltă cu slava viitoare. Când se va arăta El, vom fi ca El. La fel de frumoși și la fel de binecuvântați, la fel de înțelepți. Când se va arăta El, vom fi ca El. O realitate matematică exactă și trebuie să credem cu toată inima cuvântul și promisiunile Domnului. Dacă fratele Marian este angajat la o întreprindere și câștigă 3.000 de euro pe lună, când mă angajează pe mine directorul și zice îți dau cât îi dau și lui, asta înseamnă că îmi dă și mie exact 3.000 de euro pe lună. Asta înseamnă că vom fi ca El. O realitate, mai zic o dată, matematic exact. Dar e minune minunilor să te țină Dumnezeu într-o robie aspră, sute de ani, ca după aceea să înveți tu și prin tine toți cei care vin după tine ce înseamnă să fii rob și ce înseamnă să fii stăpân de robi. Și niciodată să nu-ți iei blestemata îndrăzneală să ajungi tu, Israelul, poporul pe care eu te-am ales ca să-mi fac numele de slavă prin tine, pretutindeni în lume, să ajungi tu să aduci pe alții în robii de un fel sau de un alt. E o școală înaltă, o școală minunată și o școală binecuvântată. Școala suferinților, atelierul Domnului. Cel mai mare împărat al lui Israel, cel mai mare împărat pe care l-a cunoscut lumea vreodată, numele lui David. Dar înainte să ajungă împărat peste poporul acesta minunat, ani de zile într-o suferință nemaipomenită. Era, să zic, teroristul Saul, împăratul lui Israel, care ar fi trebuit să fie un părinte duhovnicesc pentru David, ani de zile l-a terorizat. Zi și noapte obsedat de gândul neapărat să-l omoare și să-l omoare și să-l omoare. David, care nu-i făcuse niciun rău. Dimpotrivă, David, care făcuse isprăv mari în numele Domnului și pentru slava lui Dumnezeu, dar și pentru poporul Domnului, pentru Israel și pentru Saul. De aici e un mare har și este o mare taină. Dumnezeu s-a folosit de Saul ca să-l omoare pe Saul din David. Pentru că în fiecare David este un Saul. Și când s-a terminat școala aceasta scumpă și minunată, Dumnezeu a hotărât sfârșitul lucrurilor cu Saul și începutul lucrurilor cu cel prin care avea să-și facă numele de slavă și atunci și astăzi în lumea întreagă. Și acum el, David, plin de Duhul, de inima și de înțelepciunea lui Dumnezeu, ce zice la moartea lui Saul? Bine că am scăpat de dușmanul meu de moarte. Nu era o glumă, nu era o joacă. Pleca cu mii de oameni după el să-l omoare. Și nu odată, într-una și într-una. Hai eu ca eu putem să spună, David, dar bine că a scăpat poporul lui Israel de așa un împărat nebun care făcuse atâtea războaie necugetate și erau în Israel și femei care își plângeau soții care muriseră în război și după aceea mamei care își plângeau copiii și așa mai departe. Și el nu spune niciun cuvânt din cuvintele acestea. Spune că a plâns și a jelit. Și când vine înaintea Domnului într-o sare după voia Domnului, el își face numele de slavă, vine și se mută în inima ta.
și a alcătuit o cântare. A compus o cântare, și versuri, și muzică. Și în cântarea aceasta el zice despre dușmanul lui: fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale. Cum au căzut viteji? Și după aceea, știind ce putere de moarte are bârfa, vorbirea de rău, clevetirea, limbă otrăvitoare de șarpe, zice: fiice ale Ierusalimului, nu spuneți nicăieri în lume ce s-a întâmplat astăzi în Israel. Vă vorbește Domnul în această dimineață. Au ieșit evreii milioane la număr din Egipt prin brațul Domnului și erau un popor fără nimic. Un popor care n-aveau niciun sistem, ei să zic așa, politic, social, cultural. De justiție, militar, religios, n-aveau nimic, 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 nimic. Și după 40 de ani au ieșit din pustie ca o națiune măreață și așa vor rămâne pentru vecii vecilor. N-aveau nimic din cele pământești, dar îl aveau pe Dumnezeul cel viu și adevărat și, cum s-a spus și mai devreme, îl aveau pe omul lui Dumnezeu, care s-a așezat în mijlocul sfărturii pentru țară ca să nu nimicească stăpânul. Că iarăși zic, am lăudat din toată inima numele Domnului pentru acest mare bărbat. 40 de ani Dumnezeu și-a făcut numele de slavă în el, cu el și prin el. Și la sfârșitul vieții, la 120 de ani, nici vederea nu-i scăzuse și nici puterea nu se împuținase. Ăsta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul minunilor, care într-o împrejurare, când Dumnezeu i s-a arătat, am să nimicesc poporul acesta care a păcătuit foarte grav înaintea mea. Și ce spune Moise? Cel mai blând om de pe fața pământului, blândețe nu înseamnă slăbiciune, dimpotrivă înseamnă autoritate și o înțelepciune care vine de sus. Blândețe înseamnă finețe, înseamnă gentilețe, felul în care gândești, felul în care privești, felul în care vorbești, felul în care gesticulezi, felul în care te porți, asta înseamnă blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Începând cu cei din familie, că îi spuneam unui frate să te ferească Dumnezeu să te mai aud odată vorbind cu copiii dumitale, parcă ai fi plutonier major la armată sau în poliție. Te las să fii un fel de dânsa cu serviciile secrete, cu finețe. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, mai întâi în familie, după aceea în biserică, familia cea mare și în afară. Blândețea nu este slăbiciune, blândețea este o autoritate, o putere. De-aia zice Domnul Iisus: învățați de la mine că eu sunt blând și după aceea smerit cu inima. Și ce face robul Domnului Moise? Se așează imediat în mijlocul sfărturii pentru țară, că nu cumva Dumnezeu să o nimicească. Și au ce spun: de când să te atingi de poporul acesta, mai bine să mă șergi pe mine din cartea vieții. Și zice: lasă-te de răul pe care vrei să-l faci. Și Dumnezeu s-a lăsat de răul pe care vrea să-l facă. Câte zile îi mai trăi pe pământul acesta? Să nu mai gândești niciodată rău cu privire la cineva sau despre cineva, ci dimpotrivă să te faci, să mă fac și să ne facem mijlocitori de felul acesta. Să zici: Doamne, Stăpâne, eu fără asta, fără asta, nu vreau să merg în cer. Mi-ai dat mie pocăința? Cel mai nemernic și cel mai mare păcătos de pe pământ. Păi tot așa poți să dai și bărbatului meu, să dai și nevesei mele, să dai copiilor mei, să dai vrăjmașilor mei, să dai părinților mei, etc., etc., etc. Deznădejdea și
robia aspră în care trăiau i-au împiedicat să asculte pe Moise. Un prieten de-al meu foarte bun, pe care îl știu foarte bine din copilărie, a venit vreme și s-a mutat peste ocean în America, împreună cu soția, copiii pe care i-avea atunci, aceea mai născut Charles Prunci, până la sfârșit 8 copii. Și acum, pastor într-o biserică în America și constructor de case. Când am ajuns eu la ei în biserică, m-am bucurat din toată inima să-l reîntâlnesc după 10 ani, să slujim împreună. Am avut adunare în fiecare seară și studii biblice. Și am mai trecut o vreme, am mai trecut câțiva ani și m-am dus iarăși peste ocean și am ajuns și la dâns și în biserică. Și acum nu mai era în slujbă în fața Rambon, că era pe ultima bancă și tremura din toate încheieturile. Și îmi zice la sfârșitul adunării, plângând în hohote, am trăit ca un nebun. Am lucrat câte 12-14 ore pe zi ca să le fac copiilor mei o situație. Marțea nu venem la adunare, joia nu venem la adunare, că trebuie să muncesc și să adun bani. Și acum zice, supor consecințele. Bărbat de 63 de ani, tânăr, putea să mai slujească 20 de ani Domnului, tremura din toate încheieturile și asta n-ar fi fost nimic. Copiii mei, zice, 8 la număr, după ce le-am dat și le-am dat și le-am dat și le-am dat, acum nu mai dau 2 bani pe mine. Și niciunul din ei nu mai vine la adunare. Și zice, nevasta mea vine la adunare când își aduce aminte, când are chef. Despre vremurile acestea speciale și serioase de pe urmă, Domnul Iisus îmi spune mie și ne spune tuturor deopotrivă. Bine a zis, fratele Corneluș, Dumnezeu nu s-a schimbat, noi ne-am schimbat. Nu cumva să-ți treacă prin minte că Dumnezeu va binecuvânta vreodată apatia, adică nepăsarea și indiferența. Aici la adunare cât și cum, când iese vorba de să nebunească televiziune, de se filme, de se meciuri, de se Formula 1 și altele de felul acesta, dăm grămadă și nu ne-am clintit de acolo pentru nimic în lume. Când e vorba de desene animate, când e vorba de jocuri pe calculator, cu toți demonii, cu toți balaurii, cu toți monștrii, copiii noștri nu le-ar trebui nici mâncare, nu le-ar trebui nici odihnă, nu le-ar trebui nimic. 24 de ore din 24 parcă s-au născut din tablete. E o presiune groazică, o presiune nimeni pomenit. Și zice în Evanghelia după Luca, în capitolul 21, versetul 19, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Aici cuvântul răbdare înseamnă dăruire. Nu deprimare, nu descurajare, nu deznădejde, nu depresie, nu stres și alte grozăvii de felul acesta cu care vine satana. Capcană după capcană. Răbdarea voastră înseamnă dăruirea voastră. Să crezi în toată inima cuvântul Domnului și cuvântul care zice, ridicați-vă privirea, ridicați-vă ochii, holdele sunt mari, sunt coapte, secerișul este mare, secerătorii sunt puțini, rugați pe Domnul secerișului, nu școli de teologie, Domnul secerișului să scoată secerător la secerișul lui. Că de multe ori școlile de teologie scot secerători care fac prăpăt, fac măcel cu apucăturile astea moderne și ultramoderne, cu maimuțările astea de tot felul prin biserici. Nu politica struțului, nu bag capul în pământ, ci sunt mai dăruit și mai dăruit și mai dăruit Domnului, cu cât văd că ei din prejurul meu sunt mai fecioare nechipzuite, mai adormite, mai adormite, mai adormite și mai nepăsătoare. Dar orice spune în versetele 34, 35 și 36, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să cădeți de oboseală în inimile voastre,
cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Aici inima face trimitere la creierul mic, creierul mic are formă de inimă. Și când noi suntem preocupați în mod excesiv cu lucrurile vieții pământești, asta înseamnă îmbuibare de mâncare și băutură. Ficatul meu filtrează toate toxinele și toxinele nefiltrate se duc exact la creierul mic și de toată caz de oboseală. Nu mai ești la fel de sensibil, nu mai ești la fel de interesat, de pasionat de cuvântul Domnului, de casa Domnului, de rugăciuni, de cântări, de părtășia cu frații, cu surorile, postul, milosenia și toate celelalte. Și ajungem să trăim din inerție și să fim nici mai mult, nici mai puțin decât niște funcționari religioși. Și când în mod excesiv suntem preocupați de cele pământești, se adeogă neapărat și îngrijorările. Cine se îngrijorează, slujește mamonei și nu lui Dumnezeu. E cuvântul Domnului care ne zice să nu ne îngrijorăm de nimic și să aruncăm toate îngrijorările noastre exact asupra Lui. Și noi ne îngrijorăm de toate fleacurile, de toate nimicurile și ne mirăm după aceea de ce umblăm ca omul bat, cum se zice, hăbăug. E o presiune extraordinară. Lupta mea și luptele voastre deopotrivă. Știți cuvântul ăla minunat, mășie Domnul. Ziua aceea este o epocă istorică, este ceea ce se întâmplă sub ochii noștri. Eu ne-am obișnuit, nu mai avem sensibilitate. Globalizarea, mondializarea, neomarxiștii, sataniștii, progresiștii, toate grosăfiile. Și versetul următor adaugă și zice, ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Și lucrul ăsta nu era posibil decât acum în epoca sau în era digitală. Când prin internet www.666 adun miliarde de oameni și îi pui în același loc. Ce au mințit comuniștii pe vremea lui Răposatu, ai floare la ureche, joacă de copii. Pe când, pe lângă ce se minte acum, în toate felurile, unul mai grozav, mai subtil sau mai vulgar decât celălalt, dar nu numai în afară, ci și în biserică deopotrivă. Niciodată de când este omul pe pământ n-au fost în biserici mai multe mesaje mincinoase și false ca acum, care îi duc pe oameni exact în rătăcire. Ziua aceea va veni ca un laț. Numai cine noată împotriva curentului ajunge la izvor și numai cine să-l mai leu și mereu la dispoziția Domnului. Și cum am mai vorbit noi în alte rânduri în locul acesta, credința zilnică ne poate purta tot drumul vieții și ne poate duce până în cer. Este credința dată odată pentru totdeauna Sfinților, singura în măsură să ne țină deasupra apei când tot se neacă. Și versetul 36. Vegheați în tot timpul și rugați-vă. Nu mă mai uit pe segar, nu mă mai uit în casa unui, în casa altuia, în biserica unui, în biserica altuia. Ne supraveghează astăzi vrăjmașii Evangheliei cel puțin de 100 de ori mai mult și mai bine decât odinioară. Au la îndemână toate mijloacele, nu? Vegheați în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate aceste nebunii care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Domnului, omului, să nu vă doboare, să nu vă copleșească vânturile, valurile, presiunile, nebuniile care cuprind pământul și biserica deopotrivă. Și tot timpul înseamnă tot timpul. Veghează mai întâi în inima ta și veghează în casa ta. Și vezi, casa ta este biserica lui Hristos în care se aud mereu cântări, rugăciuni și cuvânt și părtășii sfinte, sau este sinagoga satanii, unde se aud mereu și mereu toate grozăviile, toate televiziunile și toți nebunii cu toată nebunia. Când noi ne rugăm tot timpul, Săpânul în mila și în îndurarea Lui ne călăuzește tot timpul și ne călăuzește pas cu pas în toate problemele, în toate privințele și spune-i, te fac așa, nu faci așa.
bagă-te în asta, nu te băga în asta. Eram în casa unui frate câteva luni în urmă peste ocean și seara părtășie, rugăciuni, cântări, studiu biblic din Geneza, capitolul al 20-lea, când am intrat pe ușă, exact când am pus mâna pe clanță, Duhul Domnului spune, te ocupi de Geneza, capitolul 20. Lăudați să fie Domnul. Avram în Gerar. Ne rugăm. Și un frate pe care nu l-am văzut niciodată are un cuvânt minunat de descoperire și îi spune fratelui Gază, care era conducătorul adunării, uite asta, uite asta, uite asta. Și îi spune și cu privire la lucrările pământești. Cum se sfârșește psalmul ăsta cu numărul 90? Fie bunăvoința ta, zice Doamne, dar și pentru lucrarea mâinilor noastre, că Dumnezeu este interesat și de ceea ce facem pământește. Aici să zic, afacerile noastre, truda noastră pământească. El este foarte interesat și doritor să binecuvinteze. Nu ca să ne arătăm, nu ca să ne grozăvim, să ne pună nebunii în topul nebunilor celor mai bogați în lume, ci ca să fie pentru slava Lui, pentru întărirea credinței, pentru Evanghelie, pentru ce au ieșit evreii din Egipt cu bogății nemaipomenite. Păi ca să aibă cu ce să facă ei acolo, uneltele, și ce să facă ei cortul. Au adus atât de mult că la un moment dat a trebuit Moise să spun, nu mai aduceți, că nu avem ce să facem cu toată această grăbăță. Pentru asta dă Dumnezeu și iarăși dă și iarăși dă. Cum i-a dat și lui Lidia, care într-o zi a înțeles, uite pentru ce m-a lăsat el să prospere în afaceri, ca afacerile mele să se pună la dispoziția Evangheliei. Lăudați să fie Domn. Și spune fratelui acestuia, stau înainte niște lucrări pământești însemnate. Zice, bagă de seamă. În fiecare zi să mă chem și în fiecare zi eu te voi conduce pas cu pas. Eu te voi lua de mână pas cu pas. Vor fi lucrări care par foarte, foarte, foarte bune și aducătoare de binecuvântări mari. Dar nu sunt așa. Și dacă te vei băga în ele, vei pierde și vei plânge cu amar. Eu, Domnul, te voi călăuzi pas cu pas, nu în alea, ci în altele pe care le-am pregătit eu, Domnul, pentru tine. Și abia acolo, în alea, unde nu pare că e câștig mare, voi da eu, Domnul, binecuvântare mare, dar tu să mă asculți. Vă vorbește Domnul? Cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Cei mai nefericiți sunt oamenii care ascultă cel mai puțin de Dumnezeu. Și astăzi Domnul Iisus vrea să ne vorbească într-una și într-un. El în fiecare zi vrea să aducă descoperiri din cuvântul Domnului, pentru că în fiecare zi vrea să ne bucure, să ne mângâie, să ne încurajeze, să ne ridice, să ne îmbărbăteze, să ne învioreze, să ne întărească. De cui să vorbesc? Dacă ești dezlăjuit, păi de toată vreme strig la Domnul și nu mi-a dat aia, aia, nu mi-a făcut aia, aia, aia. Te plângi într-una, bombă într-una, mormă într-una, cârtești într-una, El vorbește. Dar ne ascultăm. Deznădejdea și robia aspră în care trăiau e un împiedicat să asculte pe Moise. Și ne împiedică și pe noi să ascultăm ceea ce vrea Domnul să ne spună și mergem pe drumul nostru, că suntem mai deșerți decât Domnul ne-a aparat. Unde zice cuvântul Domnului, fiecare își vedea de drumul lui, să e un păcat grosav, să mergi pe drumul tău și nu pe drumul Domnului. Când zice fiecare își vedea de drumul lui, este închinare la dragi. Adică o răzvrătire față de Dumnezeu și față de drumul pe care l-a hotărât Dumnezeu pentru noi. Hai să-ți mai spun ceva. Nu, ce bine că n-aveți ceas. Lăuda să fie Domnul. Nu că am fost vineri seara prin harul Domnului după mulți ani la Găiești. Uite și fratele s-a minunat. Prea multă gumă mesej. Vezi că o să-ți facă rău la somac. Ia puțin te 15 minute dimineața, 15 minute seara și atât. Timotei, băiatul iubit. Și acolo, prin durarea Domnului, la un moment dat, nici n-am știut cum a trecut ceasul. O oră și ceva. Și le-am spus de la amon, fraților, toate merg bine în adunarea asta, dar un lucru nu merge bine, uite ceasul, nu știu ce-i faceți, prea repede merge. Iată-mă vreo 20 de ani în urmă, prin durarea Domnului, la Roma. Și călătorind din biserică în biserică, călătorind din loc în loc,
m-am mirat foarte tare văzând surori de ale noastre și tinere și mature pe stradă cu capul acoperit și cu o ținută foarte cuvincioasă. Și am întrebat fratele cu care eram în mașină. Dar s-a luat o hotărâre la nivelul bisericii și s-a impus în orice loc femeile să aibă capul acoperit și să meargă cu o ținută corespunzătoare și așa mai departe. Și zice, nu, s-a întâmplat ceva deosebit în adunare și de atunci toți surorile au hotărât să se poarte în felul acesta. Și ce s-a întâmplat? Într-o zi pastorul era cu soția lui într-o mașină împreună cu un frate din adunare care era la volan și cu soția fratelui care era lângă el și mergeau undeva la un garaj să-și cumpere și pastorul o mașină. Și soția șoferului îl întreabă pe pastor, frate drag, este păcat ca omul să fie gelos? Și pastorul zice, e un păcat groaznic când gelozia pune stăpânire pe om. Fie că este vorba de invidie dintre asta mare, că ăsta predică mai bine, că ăsta are o casă mai bună, o mașină mai bună, o nevastă mai bună, copii mai buni sau mai știu eu ce. Și devine înfiorătoare, groaznică și destructivă când este vorba de relațiile dintre soți. Altfel zice, toți avem în noi nisică invidie sau gelozie cu privire la una sau la alt. Dacă în gelozia te controlează, distruge totul în calei. Asta a fost tot. Noaptea, pastorul este cercetat în așternutul patului, se dă repede jos din pat, se așează pe genunchi, nevasta se sesizează că s-a trezit, că s-a dat jos din pat, ce s-a întâmplat? Nu știu, zice, cred că familia aceasta are o încercare mare. Am fost tulburat în așternutul patului, vreau să mă rog pentru ei, vreau să chem în numele și sângele Domnului peste ei și peste noi și mâine vreau să postesc pentru această cauză. Soția pastorului, ajutor potrivit, zice, mă dau și eu jos din pat, mă rog și eu împreună cu tine și postez și eu împreună cu tine pentru dâns și mâine. Și acum povestește sora care a pus întrebarea cu gelozia. Mi-a și arătat că eram de acum la dânsii în apartament. Pe la ora 11, a doua zi după ce am pus întrebarea, eram aici, în bucătărie, și pregăteam biberonul cu lapte pentru un bebeluș nou născut, de câteva luni. Și la un moment dat zice, a apărut satana, zice, uite aici. Nu era o ușă, era așa o acolată. De ce m-ai deranjat? Și eu am început să strig. Sângele Domnului, sângele Domnului, sângele Domnului, sângele Domnului. Dar satana zice, care sângele Domnului? Că de 3 ani n-ați mai fost la cina Domnului. Și e îngrozită, paralizată de frică, striga la Domnul cât și cum putea să strige. Și la un moment dat, satana a plecat și a venit îngerul Domnului exact în același loc. Și zice, stătea cu capul plecat și mi-a zis, acoperă-ți capul că vreau să-ți vorbesc. Și a luat repede dintr-un sertar ceva și și-a acoperit capul. Și a zis așa, satana este părâșul vostru și zi și noapte vă părăște înaintea lui Dumnezeu.
Și sora aceasta mi-a mărturisit mie. Și soțul ei era acolo de față. Sâmbătă, zice, ne adunam și cu alții din biserică și jucam remi ore în șir. După aceea îmi plăcea foarte mult să stau să vizionez meciuri de fotbal, să vizionez Formula 1, și a doua zi nu mă mai duceam la biserică, că eram obosit. Și sora aceasta împreună cu soțul au dat mărturie în biserică. Biserica a fost cercetată, cutremurată și au hotărât în ziua aceea să scoată toți televizoarele și cablurile din casă. Cum spune Dumnezeu lui Iacov și Iacov spune poporului, toți idolii, să-i scoateți din corturile voastre. Și când au scos idolii din corturi, o groază nemaipomenită i-a apucat pe toți din toate popoarele care erau de moarte și care erau să-și fie și în bucăți. Și din acel moment și surorile au hotărât, noi vrem să fim tot timpul într-o stare după voia Domnului. Oricând vrea Domnul să ne vorbească, să ne vorbească și noi să luăm aminte. Ar mai fi multe, multe, multe de spus. Dar eu mă opresc aici, Duhul Domnului nu se oprește. El vorbește și pe mai departe omului cu urechi de auzit și cu inimă de primit. Oriunde este omul lui Dumnezeu, este casa lui Dumnezeu și oriunde este casa lui Dumnezeu, se întâmplă de fiecare dată când venim înaintea Domnului și în prezența Domnului să ne închinăm trei lucruri mari. Marile confruntări, marile decizii și marile schimbări. Când o mai fi timp și ai mai veni, ne ocupăm cum se cuvine și de lucrarea aceasta mare și însemnată vindecarea lui Naaman. Și Elisei, omul lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu printre oameni pe pământ. Un Dumnezeu care corectează în chip minunat trecutul unui om, care îi dă unui om, indiferent cât ar fi de lepros, indiferent ce nume ar purta, o inimă nouă, o minte nouă și o viață nouă, și prin care își face numele de slavă când Domnul intră în ascultare și se pleacă de 7 ori, nici de 6 ori, nici de 8 ori, în Iordanul pe care îl hotărăște stăpânul, și își face numele de slavă, dând mărturie prin omul acesta până la marginile pământului. O fetiță care s-a pus cu totul la dispoziția Domnului. O fetiță care a pus în mișcare prin cuvântul ei de aur 3 împărății, împărăția siriană, împărăția lui Israel și împărăția cerurilor. Și în Isaia 61, versetul cu numărul 3, zice, cum corectează Dumnezeu trecutul unui om? Să dau celor, cum zice? Numai un anumite categorii de oameni din Sion. O cunună împărătească în loc de cenușă. Praf și pulbere să-ți fie viață. Praf și pulbere ca lui Iov să-ți fie viață. Mai mare nenorocire nici că se poate. Zice, ei dau o cunună împărătească. După aceea zice, să-i dau un de lemn de bucurie în locul plânsului. Auzi, Ionatan? Unul de lemn de bucurie în locul plânsului. Și neapărat să-i dau și o haină de laudă în locul unui duh măgnit. De ce? De ce a venit Domnul Iisus din cer pe pământ să-și câștige un popor care să fie al lui și care să-i poarte numele și ieri și astăzi și în veac, și la bine și la greu, și acum și în ziua veșniciei ei. Amin.